Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Ne îndreptăm repede, repede, repede spre campionatul mondial, așa că zic să ne bucurăm cât mai avem pe anul ăsta. Meciuri de campionat, etape de campionat prin campionatele europene și pe la noi prin Superliga. Cu Superliga noastră o să ne mai întâlnim și pe parcursul campionatului mondial în partea a doua, dar cu campionatele europene mai puțin. Pentru astăzi vă propunem un meci din Italia foarte tare și două meciuri din Superliga noastră. Și o să începem chiar cu meciul din Italia, de care spuneam, Atalanta-Napoli. Chiar că e un meci foarte tare, hai să spunem un derby. Noțiunea asta s-a mai diluat așa față de dicționar, e derby de clasament. Acum primele două clasate în Serie A și îi vedem pe Napoli favoriți și e logic. Deși Napoli vine după un eșec pe terenul lui Liverpool, pe Anfield, e un eșec însă care s-ar putea să le folosească foarte mult napoletanilor, pentru că au scăpat de o grijă. E un eșec care nu afectează cu nimic, nu alterează cu nimic tot ceea ce s-a realizat până acum, nu afectează cu nimic locul în grupă, calificată de pe primul loc într-o grupă cu Liverpool, dar îi scoapă de o grijă, îi scutește de un stres. Poate că era această idee să ducem cât mai departe meciurile astea fără înfrângere și seria asta de meciuri. Au scăpat de ea, așa că se prezintă acum la Bergamo din cu statutul ăsta de favorită. Din punct de vedere al celor de la Atalanta, ei n-au jucat mijloc de săptămână. Toate punctele au venit cu toate punctele din deplasarea de la Empoli din Toscana. Bun, acestea sunt cotele. Hai să vedem la ce putem să luăm altceva de aici, pentru că ăsta e un meci de genul celor care ne fac să ne ferim să ne îndreptăm spre una sau spre cealaltă, fiindcă e chiar posibil orice. Aici sunt golurile marcate în meciurile directe, ultimele patru meciuri directe dintre cele două echipe, multe, foarte multe goluri. Vedeți, cu albastru sunt cei de la, mai jos, aici. Cu mov sunt cei de la Atalanta, cu albastru deschis cei de la Napoli. Ideea e că pe tot graficul ăsta se vede, sunt foarte multe goluri și la asta ne așteptăm și noi pentru partida asta. Să sperăm că va fi așa, fiindcă am mai avut noi așteptări și de la alte meciuri și până la urmă n-a ieșit. Dar aici mergem pe ideea că se vor marca. Mergem pe ideea că vor da ambele echipe goluri, mergem pe GG așadar și peste 2,5 goluri în meci pe cotă de 1,95. Venim acasă în Superliga noastră și avem un meci de mare tradiție în fotbalul românesc, Petrolul UTA. Vremuri multe s-au dus când cele două echipe reprezentau grupări puternice, importante, și acum sunt pe prima scenă, sunt în regulă, sunt ok, îi vedem pe cei de la Petrolul favoriți acum. E destul de mult echilibru, ce-i drept, dar e o doză oarecare înspre Petrolul, echipă pe teren propriu și două victorii la rând în care n-au luat gol, cu FC Argeș și cu Voluntari. UTA nu prea. UTA tocmai ce a schimbat antrenorul, în sensul că s-a întors la Laszlo Balint, are trei înfrângeri la rând. Da, acum să vedem, rămâne să vedem cum e cu șocul ăsta al schimbării de antrenor. Ceea ce o să vedem noi aici e în schimb altceva. Media cartonașelor galbene în acest sezon din Superliga și ne uităm la echipele cu cele mai multe, cele mai năzdrăvane echipe din Superliga noastră. UTA e acolo în frunte, pe primul loc, 47 de cartonașe galbene în 16 meciuri, o medie aproape de 3 cartonașe galbene pe meci. De partea cealaltă, Petrolul e în zona cu echipele cu cele mai puține cartonașe galbene luate, 31, iată, 31 de cartonașe galbene față de 47 UTA. Așa că o să avem un alt fel de meci aici. O să avem un meci al cartonașelor pe care îl câștigă, să zicem, deși în mod normal ar trebui să spunem că îl pierde, dar îl câștigă în termenii noștri. Un 1x2 la cartonașe galbene este 2. Câștigă UTA. UTA are mai multe cartonașe galbene, așadar în acest meci, pe cotă de 1,75. Și
Și dacă tot vorbeam de tradiție, multă tradiție e și în acest meci. Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, celălalt meci din Superliga, cel de seară pe care vi-l propunem, cu Craiova lui Mirel Rădoi favorită. Pare că și-a regăsit cumva forma, 3 victorii la rând, aproape de, mai aproape de podium acum și de liderul Farul. Clujul vine la rândul său după victorie importantă. Vine după o serie de 3 meciuri în care eu cred că a ieșit în regulă. Cele 2 cu CFR Cluj, campionat cupă, și meciul ăsta cu FCSB. Chiar dacă pe unele le-a pierdut, a ieșit în regulă, mai ales că ultima impresie contează și ultima impresie este cea a victoriei cu FCSB, care a dus și schimbarea de antrenor la FCSB. În tur a fost 1-1, iar noi, ceea ce o să vedem imediat, sunt golurile marcate de clujeni în ultimele 10 meciuri. Campionat plus cupă, exact ce spuneam. E un singur meci pe care îl vedeți, cel cu Farul, cu liderul, în care Clujul nu a marcat. Și dacă mergem pe ideea asta, mergem și pe ideea că e și Craiova într-o formă bună, ne gândim la ceva, ne gândim la o idee. Și iată la ce ne gândim, imediat o să o vedeți. Câștigă Craiova și Clujul dă peste 0, Clujul dă gol. Clujul marchează peste 0,5 goluri așadar. Foarte bună cotă aici, 4,75. Și putem face și un super bilet, așa cum v-am tot obișnuit, din cele 3 partide pe care vi le propunem, doar din cele 3 partide pe care le propunem, pe ideile pe care le vedeți aici. Cota pe super bilet este destul de bună, foarte bună, chiar 16,2.